Caterăiță! Bine v-am găsit, am ajuns cu mare drag la ușa dumneavoastră. Când mă pregătesc ceva mai așa... Așa, surprizele frumoase mereu se întâmplă pe neașteptate. Așa că ele sunt cele mai reușite. Țin în mână două buchete de flori care vă aparțin dumneavoastră cu mare drag. Din partea niște oameni foarte dragi sufletului. Da? Mulțumesc! Așa? Și vreau că dumneavoastră să ne spuneți de la ce. Să spun. Am avut amopar și nu pot să spun de la cine. Primul este că doamna soțul, a doilea că doamna fiica, a treilea că doamna șfișorul soțul meu. Și nu pot să spun și nipoțica, și teț. Eu nu pot că steț asta e ca doamna. Amu nu pot să spun. O să vă ajutăm noi. Uitați-vă, primul buchet vine din partea fiicilor Diana și Natalia. Mare drag și îți vreau frumos, așa. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem aici un buchetel din partea lui Valeriu și Stella, da? Da! Așa. La fel va aparține dumneavoastră. Așa că astăzi vă... Vă înconjurăm de flori, pentru că la sigur mental din partea celor dragi. Sincere felicitări, pentru că le sunteți dragă, le sunteți un om scump. Un om care are așa un loc mai deosebit. Da, mulțumesc! Și la sigur meritați multe, multe flori, însă așa, cât am putut astăzi aduce, am adus la ușa dumneavoastră. Mulțumesc! Acum o să vă las să le spuneți câteva cuvinte fiicilor. Celor dragi, celor scumpi, ce le spuneți? Eu spun că mulțumesc că ei subținutăți pe mine, că am crescut niște copii frumoși și cu minți și au crescut prima dată a lor, au murit. Asta mi-a rămas de la 3 ani și au crescut o fată. Nu pot să spun că e foarte drăguță, foarte la inima asta e simplu și tot timpul cu mine. Și așa le am două în Portugalia, tot sunt bune. Dar ăsta e fișor, nu e fișor drept, dar e fișor de la a doilea bărbat a meu, dar el tot ține la mine că eu am grijit de tata lui și mulțumesc, spun la toți copiii și la nepoți. Asta e cuvântul meu, că nu pot să mă înțelegeți că i-am îngropat note multe sort și e ca asta e. Mulțumesc! După cuvintele mele, să sunteți un om cu suflet mare, așa că mereu să fiți ca să lăsați urme măreți, da? Cum se spune pe acest pământ. Mulțumesc! La mulți ani, să fiți sănătoasă și mereu înconjurată de oameni dragi. Mulțumesc! Mulțumesc și spun în portugheză mult obrigada. Asta e mulțumesc, asta e, cum să spun, mult obrigada, asta e o mulțumire frumoasă că eu am fost și în Portugalia și am lucrat și pentru copii, că știu să am copii învățați și să aibă o viață frumoasă. Mulțumesc! De suflet, mulțumesc!